Tuturor românilor ne place scandalul. Acum, după cum ați observat în ultimul timp, e ceartă între Ciprian Lospa și Simion Tomiță. Sincer, mă amuză clipurile lui Simion, însă... Da, cine sunt eu să dau dreptate, să spun care are dreptate și care nu. Așa că vom rezolva în stilul nostru aici pe WWE 2K19. Cine e nou pe aici, am jocul ăsta pe care creez o grămadă de YouTuber și pun se bată. Un YouTuber au văzut cum i-am creat pe joc și chiar le-a plăcut, altora nu le-a plăcut, unora nu le-a plăcut că și-au luat bătaie, altora le-a plăcut că au dat bătaie. În fine, nu toți au gustat ideea acestor clipuri, destul de populare în afară să creezi caractere pe jocul ăsta sau în general pe jocuri se pui se bată sau mă rog, jocuri sportive ce sunt. Dar în fine, hai să vedem acuși cum stă treaba. Intră acum în ring, probabil și mai mult ca sigur favoritul publicului. Cât de cât l-am făcut la o scară destul de bună, adică a zis el într-un video cât are înălțime și chile, dacă nu s-o mai fi îngrășat de atunci sau s-o fi slăbit, cine știe, de înălțat nu cred că s-a înălțat, că i-a stagnat creșterea de mult timp, că e mai mare ca mine tipul, cu vreo 2-3 ani cred. În fine, pac, un unghi aici mișto, eu cred că îi se potrivește intrarea lui Triple H pentru că are un clip în care tot așa în thumbnail bea apă și eu zic că se potrivește la fix, am știut tot ce am știut. Că l-am creat mai de mult. Am mai făcut un episod în care l-am pus să bată cu Dorian. I-a plăcut meciul, ce-i drept. Să vedem dacă o să vadă și Simion că l-am creat pe WWE. Poate îmi zice, bă, trebuia să mă faci mai înalt, mai scund, mai gras, mai slab, mai musculos, mai skinny, habar, n-am. M-am uitat și la 3 poze de-a lui de pe Insta și l-am creat de acolo. Plus, cum era îmbrăcat în clipul în care i-a dat distrec lui Rovion cu față de, de bidon, cum îi zice. În fine, hai să te cu și intrarea lui, era să zic Triple H. Da, e intrarea lui Triple H aici. Sper să nu-mi iau copyright, că oricum am dat muzica foarte încet să nu mai îmi iau copyright. Fac, face și semn așa, de ce nu? Hai da, încordează mușchii și... Așa te vreau, Cipriane! Bun. Hai să intre și... Cel cu butonul de aur, sau urma să primească butonul de aur. Să ziceți dacă vă place cum arată, dacă seamănă. Eu l-am îmbrăcat exact ca în clipul ăla cu distrecul. Ochii cred că i-am făcut prea țipători, la trebuia să-i fac mai albi o leacă, mai albi, mai deschiși așa. Parcă prea accentuat albastrul ăla, zici că are lentile. Dar în rest, cred că așa era îmbrăcat în clipul ăla. Mă rog, avea bluși de altă nuanță, n-am găsit bluși din aia mai închiși la culoare între picioare. Hai că parcă la bărbiță așa mi-a ieșit. Bărbiță, nu barbă. Barba am eu sau Ciprian. Mă rog, la mine e cam întreruptă barba, îmi crește așa pe margini. Și mie bine să mă bărbieresc. Oricum dacă bagi bărbirii, aș arăta ca un copil de 14 ani. Și cu părul lung, probabil că o să ziceți și că sunt o gagică ca în grasă. Deci așa, grăsut cum însă am și țâțe și cur. Nu sunt chiar șnur. În fine, hai da. Am încercat să-i fac și părul cum îl are. By the way, meciul este false count anywhere, adică dacă vreau să mă bat cu el în parcare, mă duc și mă bat cu el în parcare și îi pun pinul acolo. Dacă vreau să mă bat cu el în public, mă bat cu el în public. Și chiar asta o să-și facem, lăsăm deoparte ringul pentru că ați văzut destule meciuri la mine pe canal în care ne batem doar așa în ring. Hai da, hai să ne batem aici prin arenă. Hai, vino cu ace. Ia de aici un pum, aia unu, ce mi-a dat-o aici? Oci mi le prinde. Și, aoleu, a rupt și masa. Am început bine, a rupt deja o masă cu mine. A, nu cred că ați fost antenă, dar gen, când au intrat ăștia în ring, le pronunța numele prezentatoarea. Mă rog, nu le... Spunea exact ca pe românește că n-am orice cuvânt să-l spună prezentatoare acolo. Unde s-ar, mă? Așa, trece aici. Și... Pac! Boss, elegant, delicat, ce avem pe aici? Uite, un tomberon. Hai, ridică-te. Așa. Nu vreau mă să-i pun tomberonul în cap. Ia de aici atunci. Voiam să-i pun tomberonul în cap, dar nu se poate.
Nu, nu cu ciocan, nu cu ciocan, nu-i dăm o cu ciocanul. Dă ăsta la altul. Dă Kendo Stick-ul. Hai că și bătai bună. Unde dau, mă? Ah! M-a trecut și prin cealaltă masă. Ok, văd că sunt mai demagiuit. Hai că eu întorc acum. Și, opa, mi-a întors iarăși. Le întoarce, nu glumă. Fuck, X-Factor, nu X-Factor, headbutt e ăsta. Și, atacă la picior. Dai jos. Ia vină încoace. Și, opa. A, dar văd că dă și zoom când îi dau manevre așa. Mai pot să-i pun tomberonul oare în cap? Ne, nu mai pot să-l folosesc. Voiam să-i pun tomberonul în cap. Hai, lasă că mai avem tomberoane și în alte părți. Hai, du-te, du-te, du-te. Au. O, dar ce, ne împărțim pumnii aici. Dai jos. Dai acolo. Hai că vreau să mai pun mâna pe un tomberon să-l pun în cap. Ați văzut, a făcut și un semn așa, Ciprian, nu știu dacă s-a văzut. Dar e bine că am eu web-ul acolo. Trebuie să-mi fac naiba un green screen ceva. Să nu mai acopăr atac cu web-ul meu. Și dacă mă fac mai mic, nu mă mai vedeți. Bine, și așa sunt gras și așa acoperi tot cadrul. Dacă m-aș face mai mic. Bun, ne-am bătut și în public. Arena este cam goală pentru că na, e izolare, e treabă. De asta e carantinare. Hai să ne batem pe aici. Hai pe aici prin parcare. Uite și tu unde se duce. Hai, nu spune că te duci în ring. A, nu, vine pe rampă. Ok, hai pe rampă atunci. Vreau să merg undeva prin spate direct în parcare. Să ne batem pe mașini pe acolo. Ok, mergem pe aici. Hai, ne vedem în backstage. Vreau să-i fac un pic barba mai ascuțită în vârf. Astfel că n-am multe modele de bărbi în jocul ăsta. Că n-ați bărbile pe care le au ăștia din wrestling și de-aia. Și mulți au bărbi de-astea ori foarte simple. Tunsorile multe sunt ciudate rău. Au. Ia, ce-mi dă? Ma, manevra asta parcă avea MVP, dacă îl mai știți, pentru fanii wrestlingului. Cred că a vrut să-mi dea finisher sau semnătură. Stai jos. Hai mă, nu-i vreun tomberon pe aici? Să-i îl pun în cap. Așa nu vreau să ies din arenă. Ah, bă, mi-a prins tomberonul. Mă, ce mi-a dat-o. Bă, mă, cam domină. Aoleu, are scaunul. Nu-i bine. Fuck. Ce a făcut, mă? S-a dus înapoi în arenă. Serios? Și am vrut să ne batem prin parcare. Las colo prin spate atunci. N-am apucat să-i pun tomberonul. Las că îi dau cu un extintor în cap atunci. E mișto că ce poți să-i pui tomberonul în cap. Dar chiar l-am aruncat acolo. Hai că mai mergem o dată. Se poate? Hai că mai mergem o dată. Mai ce nor, vreau să-i pun un tomberon în cap, că e foarte mișto când îi pui tomberonul în cap și apoi iei un scaun ceva, o bâtă și îi dai în cap. E foarte mișto chestia aia. Mă rog, erau unele jocuri pe consolele PS1, PS2, curez în care te bătai pe stradă, aveai foarte multe chestii în plus acolo. Ia vino cu a, hai. Hai sus. Și? Așa! Așa, mă, prin masă. Așa, da. Am vrut să fac... N-am crezut că îl trecem prin masă. Ok, hai să iau tomberonul. Mai întâi să fac un taunt. Așa, ne ștergem pe picioare. Și cred că am apăsat Q să ies din arena, așa-i? Băga-mi și picioarele. Gata, nu mai mergem pe aici, mergem prin spate pe acolo. Vreau, mă, să-i pun tomberonul ăla în cap. Măcar arunc masa aia cu el. Măcar atâta. Ah, băgam aici picioarele. Bun, hai să fugim. Hai pe aici. Vino încoace dacă ești tare. Backstage, așa. O, ce curg apele pe ăsta. Da, cred că trebuia să-l fac un pic mai solid. Sau de fapt așa e Sibion, nici nu știu.
Acum sper să nu vină oameni de la comunitățile fiecăruia să zică: bă, ești hate. Ia, ia uite-l pe John Cena ce fuge. L-ați văzut pe John Cena ce fugea? Era John Cena cu Renee Young. Îi lua interviu. Da, dacă am vocea cam răguște sau ceva, e că de-abia acum m-am trezit. Ok, hai că e aici parcarea. Și? Trece acolo. Și? Apa, jos. Hai să vă arăt ce mai avem pe aici. Da, asta încoace. Hai sus! Hai, ridică-te! Eu nu suport stingătoarele, că am avut de astea simulări de incendiu pe la școală și au mai făcut unii foc în curtea școlii într-un grătar ceva și miroase oribil ăsta, extintorul. Da? Nu mai am. Opa! Unde mă arunci, mă? Mă arunci pe jos. Ce vreau să zic? Nasoro și cum trăgeam pe nas, cum era împrăștiat în aer, gheață carbonică sau cum căca să o chema asta din extintor. Mi-a venit pe ghiți, are un gust oribil. Da, v-am făcut și o amintire. Și da, așa a fost o simulare de incendiu la școală prin clasa 6 sau 7-a. A venit un nene de la ISU, de la primărie. Ardea ceva în curtea școlii, au luat unii un butoi, iau treci pe Sincara. Hai, fugi, fugi, ești deja cacalacur, ce vreau să zic. Era o jumătate de butoi de la de metal tăiat pe fund. Ardeau niște cartoane în el și a dat ăla cu extintor de incendiu și cam mai a fost. Ia uite și pe, nu știu care e acolo, Alexa, Blaze, Charlotte, care dracu e acolo. Uite vă că fuge și n-a văzut cine era asta cu spatele. Vă dați seama, eu n-am recunoscut-o pe aia după spate. Păcur. Nu știu dacă pot să rup mesele astea cu el. Asta nu știu. Uite încă un tomberon acolo. Să-l arunc o dată aici. Dar mi-a dat ăsta cu reversal-ul. Hai, poate reușesc acum să-i pun tomberonul în cap. Nu mi-este tot timpul să-i pun tomberonul în cap, dar vreau să-i pun tomberonul în cap. Iar i-am întors semnătura. Stai jos. Așa. Similion, cum îi zice Ciprian. Ia dăm cu asta. Nu-mi dau seama. Cred că Alexa Blissi după echipament acolo. Ce sute ale wrestling să spună câți wrestleri au văzut că au fugit pe acolo. Și? Pac. N-am ceva cu care să-i dau un cap, un scaun sau ceva. Dacă l-arunc așa. Mă, ideea era să iau un scaun sau o bâtă și să-i dau un cap. Ah, uite acolo un scaun. Uite, de la tipa cu make-up. Unghii cu d-astea. Eu și așa nu suport make-up, mi se pare o tâmpenie. Da, o vedeți pe aia? Cred că Alexa Bliss e. Bă, cât de scundă e, cred că ea e. Ia mă, care ești, bă? Hai, hai, Ciprian vrea să fută, vină cu a... Nu fugi, mă, de mine! Pardon, Ciprian. Am făcut-o pe glumă, știu. Opa, vine ăsta în viteză, ia dă un scaun. A fugit și tipa cu unghiile. Măcar arbitru a rămas. Un bărbat adevărat. Nu fuge de azi doi că se bat. Ia de aici! A, nu, asta e cu echipamente, croitoreasă era, crezi că făcea unghii. Unde am spus? De fapt, stai. Tot o să-mi trebuiască niște scaun. Ca să-i mai pun tomberonul cap. Bă, duse-o tomberonul. Dar mai dă un scaun. Nu, uite aici pe asta cu unghiile. Am știut eu că am văzut ce am văzut. Hai mai încoace. Hai mai încoace să-ți dau cu scaunul ăsta în cap. Aveți scaune de astea pe casă? Am două scaune și era să-i dau să... Nu știu, mă prosteam dată cu un scaun de ăsta prin casă și era să spar lustra cu el. Eram și mic, recunosc. Acum 3 zile, glumesc. Pac! Ok, dă tomberonul. Hai! Hai sus! De luță de bari. Știți Mimu? Eu îl știu. Dar cred că îl știți și voi, îl știați dinaintea mea. Și așa! Asta am vrut să fac. Bun. Hai să văd pe unde mai putem să mergem. Parcarea e mai în urmă. Sper că aici e biroul lui Vince McMahon. Hai la Vince McMahon acolo, dacă e Vince McMahon. Hai dă-mi un scaun, că nu strică. Nu știu dacă poți să deschid ușa dacă țin scaunul în mână. Știu că se poate, dar mă refer că în jocul ăsta, na, logica e cam aiurea. Așa.
Aici biroul Triple H. Începe aici un cap de T-Rex, care sigur nu e real. Un TV-ul, o masă. Vince, nu ești pe aici? Nu e. Nu-l văd. Nu e acasă în Vince McMahon azi. Ok, să-i dau un finisher. OMG. Hai, OMG-ul. Mi-a întors. N-am apucat să-i dau cu OMG-ul. Hai. Ai sus. Hai. Opa, ridică-te. Sper că nu mi s-a deconectat microfonul, că mi se mai deconectează în timp ce filmez. Și n-am chef să mai filmez odată. Dai jos. Cred că a vrut să-mi dea cu finisherul, că văd că și-a fost abilitatea. Să-și dea un finisher în plus și l-am întors. Ah, ba nu, îl are, îl are. Bă, dar n-ajung la el să-l prind. Hai, aruncă-l. Acolo, așa. O poziție foarte ortodoxă, aș putea spune. Hai să vedem ce manevre dăm aici. Cred că încheiem și meciul, că ajunge. Văd că am vreo 16 minute de filmare. Ia uite, pac! DDT-ul. Nu mai mișcă, gata, i-am rupt capul. Hai, trei jos. Arbitre! Hai să-mi pui pinul. 1, 2, 3. Hai mă, victorie în biroul lui Vince McMahon. Mă așteptam să-i dea pedigriul pe biroul ăla, nu un DDT. Oricum, foarte, foarte bun beciu. Dacă vreți să mai pun și alți youtuberi se bată, să lăsați comentarii și înălțim, ce înălțim și ce chile ar trebui să aibă un youtuber ca să pot să-i cresc. Că na, vreau să fac în mai realistică treaba. În fine, sper că v-a plăcut. Ne auzim data viitoare. Ciao, les!